Eu cu abonații. Abonații, nu! Închideți ochii. Asta ne jucăm astăzi și suntem la un control. Nu știu ce se întâmplă. Salutări, client A4D32. Probabil te simți încremenit și obosit chiar acum, în momentul acesta. Dar este normal. Este nevoie de câteva luni ca să-ți revii la normal. Până atunci, hai să mergem printr-o procedură standard ca să te pregătim pentru lansarea ta din 4 iulie 2057. Da, mai e puțin până acolo, desigur. Eu sunt Cecily Newman. Wow, nu se știe bărbat sau sexul bărbat feminin. 4 ore. Vârsta mea e de 4 ore? Și deja am 5'6". Cred că ceva gen 1'60", habar n-am. Și am o tonă. Cât am acolo? Sute de chile. Da, nu știu ce sunt, aia e problema. Sunt monstru, ce sunt? Cu click stânga nu mai văd, închid ochii. Tap the screen to continue. Salut! Te simți că te gâdilă ochii. Te mănâncă ochii. Trebuie să clipim de 3 ori. Cum ți se simt picioarele? Trebuie să te apleci pentru mine. Mă, nu am corp, sunt doar ochi. Așa, așteaptă aici până când un angajat vine să-ți dea instrucțiuni. Mă, ce? Mamă, cum se aude. Frunze. Angajatul minune sosește? Bă, nu prea pare că vine nimeni pentru mine. Ajutor, se mișcă clanța. Deci weekendul horror, bine v-am regăsit la o nouă joacă insane. Nu clipi. Vine nimeni. Wow, 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 wow. What the freak se... Tâmplă? Omul? Bă, ăsta seamănă cu omul de la geam. Ce, mă? Hold still, stai pe loc. Bă, dacă mă mișc, nu e bine. Ba, ba, ba. Băieți, salut, sunt eu. Prietenul vostru, Alfonso. Vezi ce nas are ăsta. Vai, ce nas are, spui că e barcă. Ce sunt astea? 0101. Închideți ochii. Văd niște chestii by Colin. Clasicele clanțe. Păi ești nebun. Mergem după sune, după ce mergem. Fii atent, nu vezi nimic, dar... Am... Ultrasonice, ce am, mă? Mama, mama. Ce se întâmplă în această joacă? Ce ne pregătește autorul? Ia, ia. Snap. Deci uneori trebuie să mă folosesc, cu ochii închiși și alteori cu ochii deschiși. Închidem ușa după noi că suntem civilizați și nu avem casa în pantă. Deci o masă invizibilă aici? Nu e invizibilă. Bun, avem un card. Cardulescu. Oh, nu. S-au deschis ochii. Nu uitați și voi de un like dacă încă vă mai uitați la episod și sunteți nedumeriți. Și spuneți, mă, ce se întâmplă cu joaca asta nebună? Nu văd nimic în jurul meu pentru întuneric. O scară. O bilă de asta care o să cadă. Cred că e un ochi ăsta? Cade și se distruge. Asta trebuie să facem noi, cred. Mă, eu am mai jucat jocul ăsta? De ce am impresia că am mai jucat jocul ăsta? Use the saw from the... N-avem decât să coborâm și să analizăm pe aici ce se întâmplă.
Da, pe aici am venit și întuneric total. Ușa asta funcționează? Oh, snappy snap! Funcționează? Bă! Ne-a încuiat cineva! 2, 6, 4 adică 2, 3, 4 că arată când nu vezi, când vezi, când nu vezi. 2, 3, 4 1000 IQ moment! Maneta magică! Ne-a deschis ușa, dar cineva e pe urmele noastre? Ha 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 ha! N-am idee ce ar trebui să fie aia. Domnule monstru misterios, unde ești? High voltage. De ce am impresia că am mai jucat jocul ăsta? Cred că l-am mai jucat în trecut și am uitat de el. Când nu mă uit, nu mă poate omorâ, când am ochii închiși. Băi, eu cred că l-am mai jucat, dar am uitat de el. 100% l-am mai jucat. Că parcă încep să-mi readuc aminte. Și ce mă gândeam? Că fix aici o să fie monstrul. Dar nu e. What? Bă, mă jucam. Nu ne poate omorâ dacă avem ochii închiși. Ce căpare, zici că e deget. Oh. Oh. S-a baricadat ușa. Păi bă, cum mai ies? A, lol. Credeam că a dispărut ușa cu totul. Aha. Skadoodle, skadaddle. Am găsit? Să vezi că vine la peste noi. Ceva în regulă se întâmplă, ascultați-mă cum vă zic. It's all good. Ei! Da, mă, da. Dar n-are nimic dacă îl rejucăm. Pentru că a trecut ceva timp și chiar nu mai știu ce se întâmpla cu jocul ăsta. Dar când l-am văzut pe la cap de deget, mi-am adus aminte de joc. Ce se întâmplă, mă? Wow! Deci îl cheamă Husk. Are you kidding me? Are you serious right now? Aici e o speed moment. Frate, ce scări mari. Mă, nu trebuia să vină cineva să mă vadă. Efectiv am dispărut de acolo cu totul. Ăla e pe undeva pe aici, 100%. Deci look up. You cheeky bastard. You cheeky bastard. Mă așteptam să-mi dea o fatalitate de aia, să fie dita-i monstru deasupra. Mă, ce-mi place la joc? A, zic că nu se ridică cineva de acolo.
A, asta era camera aia de am deschis noi, nu? Sau nu era aia? Am deschis noi o cameră și nu puteam să intrăm. A, a dispărut ăsta. Repetați după mine. Classic. Clasic. Îmi place în acest joc că ai o mecanică sau un mecanism cu care te poți apăra. Oh my god. Habar n-am. Oh! Am crezut că e monstru, bă. Asta chiar e un cheeky bastard. E un nemernic. Stai să ne unde duce asta. Se tot aude ceva. Elevator power, mă, gata. Ok, acum merge liftul. Ce se aude? Huh! Ce bine. Oh my god. Oh! Mă, și trebuie să fac cu ăsta. Cred că îl scot din lift. Cred că îi dau bait, sincer. Și rânge tare. Da, cred că îl scot din lift și mă duc și plec fără el. E ciudat că dacă închid ochii nu mă vede. E ca un fel de SCP ceva. Da. A, ne-am teleportat cu totul. Slash TP. Alrighty then. No code fresh, no notes pentru noi. Tutankhamun, cine mă aici? Oh my god. Oh snap. Nu ești de aici, da? Hopa! Are un ochi în frunte. Ce e boasta casa lui Granny? Pac-Man! N-au voie să vorbească, ăștia sunt deținuți. Cine e capul răutăților, de fapt? Ochii din umbră! Ernest. Ce, mă? E un labirint. Fii atent că văd ochii dacă închid. What? Mă, ce? Trei! Cred că s-a născut ăla acum. Nevermind. 3-2-3. Da, sigur n-o să vină după mine dacă închid ușa. Pa! Wow! Iubesc jocurile horror. Am uitat să-mi spunea Codorov 12 la o reducere pe G-Fuel. Oameni buni și oameni răi.
aroma de Binding of Isaac, lacrimile lui Isaac pentru cunoscători. Nu era. Nu era. Și de asemenea, pentru cine se mai uită la episod, mesaj important pentru voi. Cognitive transference. Deci, vitality saved in the entity's yielded essence storage eyes. Deci ochii stochează informațiile și instalată pe un pe o gazdă care e un robot sau ceva. Și Husk este trimis să testeze mutilația. Deci tu predai ochii unui robot și te transformi în Husk, cred. Cred că ai șmecheria, sau? De asemenea, foarte important pentru voi, nu prea menționez în episoade și unii nu știți, dar am un... avem un server de Discord unde se trimit notificări 100%. Deci dacă vreți notificări în momentul în care uploadez episoade, link în descriere. Nu este server de Discord unde poți să scrii mesaje gen cu chat general. Este doar fan art dacă vrei să puneți poze. Dar... oh, God. A, deci Husk este un robot. Dar... este un robot, un bot pe Discord care trimite notificări non-stop când aplaudezi doar pe canalul acesta. Pe la cu Roblox nu. Da, m-am jucat jocul ăsta la asta, acum țin minte, dar chiar uitasem de... de vă vine să credeți. Asta e cel mai ciudat lucru. Am uitat că am jucat acest joc. Te-ți da, realizezi? Cred că a fost acum mai mulți ani, altfel nu-mi dau seama. Una, două, trei scaune. Una, două, trei... trei butoaie. Trei scaune, trei butoaie și două mese. Red Gate Open. Din păcate știu deja ce urmează să se întâmple. Adică nu știu zic. Nu, e blocat aici. Nu știu exact ce urmează să se întâmple, dar e ceva legat de robotul ăsta. Văd că e distrus. Ceva, ceva e cu robotul ăsta. Cu cap de mustață care a fost distrus, dar nu știu de ce. Ok, am deschis poarta asta. Oh, nu. Eram fix lângă el și nu i-a făcut nimic. Deci e prietenos. Hai frate, toate ușile sunt închise. Uh-oh. Nu e bună. Vreau să mă joc cu ușa aia. Oh! Behind. Behind X. X-ul e ăla. Really? Mi-e frică de ăsta, sincer. Dar văd că ne lasă în pace. Deci nu poți să sprintezi în joc. Joc horror și nu poți să alergi? Hopa. Adică îi zice că știu unde e butonul ăla dacă am mai jucat jocul, dar am uitat. Mă, ce am văzut ceva acolo? Oh my God, ce s-a auzit. Wow, 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 e un robot mutilat. Oh. Nu are ce să ne facă. Pentru că el nu... What? E interesant conceptul ăsta. Cred că el ne aude. Vezi, nu ne arată toată... What the freak? De când se mișcă așa repede?
știu unde am ajuns. Ne teleportăm, adică nu înțeleg. Ce se întâmplă? Fără semnal, ok. Chiar crezi că mă vei păcăli? Crezi că merge schema asta cu mine? Cine, mă? Craniul ăsta. Ne-a dat un ochi. Deci explicați-mi ce e ochiul ăsta. Eu văd perspectiva altcuiva acum? Sau ce văd cu ochiul ăla? Asta e lumea omului de la geam. Chiar seamănă un pic la față, nu știu. Mă, ce? Zici că e un obi de pe Roblox buguit. Ne ducem la asta verde. Alege ușa corectă. Wow, am ajuns la club. Mami, sunt la club. Ce masta. Pe bune, dacă nu-ți dă așa un vibe de club, de ceva așa, nu știu, ciudat. Cred că de la culoarea move. Capete de-astea în aer, tentacule, ochi, case făcute din monștri. Mireasa mea. Bă, dacă nu semn cu omul de la geam, deci eu nu cred că ăla nu s-a inspirat după caracterul ăsta cu omul de la geam. Zici că e... What? Ce mai e mă și asta? De fiecare dată când îți închizi ochii, trimit aceste mesaje ca să te ajut. Da. Presupun. Nevasta mea, femeia de la geam. Am venit. Oh, intrăm în gura cuiva. 0 ore 16 minute 45 secunde, atât am filmat? Mamă, ce e mă lumea asta? Deci ăștia fac ceva experimente cu roboți, cu... Ceva se întâmplă. Ok. Mi-a plăcut conceptul ăsta oricum cu... Ia! Eu cu abonații! Abonații, nu! Refuz să rămân chiar, dăm celălalt ochi înapoi. Nu abonații, promit că mai pun Minecraft. Sunt la fel de confuz ca voi. Șpa-șpa. Amă, lasă-ne cu mărâitul ăla. Eu cred că asta vine după mine și cu ochii închiși. Da, e grav. Trebuie să avem grijă la vazele alea. Seamănă cu un Omnitrix, nu știu de ce mă duce cu gândul asta. Cu ăla din Ben 10 se transformă. Bun, niște brațe, niște mâini, guri, pământ pe jos. Ok, un obi scaft. Ce vrea să ne arate? Mi-arată fundul ăstuia. Se apleacă în fața noastră. Ha? 4? Nota mea de la școală? De unde ai știut? Că am luat 4 la ora de civică. 3? Care e cea mai mică notă pe care ați luat-o?
Eu am luat 10 la matematică, cea mai mică notă. 4, 3, 2. Acum ăștia ard, fii atent. În flăcările iadului. Se aude. Și... 1. Ok. Și ăsta e băgat cu capul în pământ. O poveste mirobolantă. Închide ochii. Nu, deci fii atent, e un simbol. Bum, 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 da, e... Da. Wow, ok. Era o reprezentare 2D pe 3D. Uite, asta suferă, vrea să le liberăm. Hai că te rezolv acum, frățiorul. Mă pun aici și vrea... Deci ne arată jocul aici hint. Trebuie să fie așa. Și dintr-o parte așa. Cred că înțeleg. Bă, asta e... Da, mă, e next level. Eu... Deci fii atent, de aici se vede această formă și din lateral alta, da? Mamă, e... Wow, m-a cocoșat puzzle-ul ăsta. M-a cocoșat, eu vă zic. Loading. Eu sunt robotul acum. Deci a ars ceva. Plecăm. Abia ce am terminat un puzzle, omul meu. Jocul ăsta e cumva puzzle simulator. Are you serious right now? 2. 1, 2. Cred că câte obiecte sunt în fiecare cameră. Ce s-a auzit? Deci la 2 sunt 2 obiecte. La 1 sunt 1, 2, 3, 4. Deci 4, 2. Și la 3 câte sunt? 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 5 cred. Yes. Wait, what? Am văzut ceva acolo. Mă, se vede o față. Ok. Sunt mega robot. Terminatorul. Ah, ne-a arătat săgeți. Oh. Ți s-au furat ochii. La lift. Și dacă țin minte bine de când am jucat jocul, ne întoarcem la loc de unde eram. Asta era cea mai tare chestie. De-aia se și numește View Laboratories. What? Just give up! Dă-te bătut! Mă, ce? Ah, ok. Schimbăm lumile ca să trec de obiecte. Oh. Snap. Bă, ce tare!
Se schimbă lumile. Era să ne mănânce ceva? A murit? Salutări, client A4D32. Asta... Și cu asta am terminat. Acum așteaptă până când un angajat vine să-ți dea informații. Ne-am întors efectiv la loc. Dar nu știu ce simbolizează asta. Ne-a resetat jocul? Am pierdut ochii și acolo? Că n-are sens. Țin minte că la fel de confuz am fost și atunci când am terminat joc. Asta e ceva aici. N-a venit nimeni, se pare, dar am plecat. Închideți ochii. Ah, ok. Încă n-am terminat. What? Unde? Gata, văd ieșirea. Vin, băieți, așteptați-mă. Ieșirea, nu știu unde ieșim, nu știu unde plecăm, dar e ieșirea. Îl bați în fundul gol, bă, frate. E o armată. Mamă, mamă, s-au aplicat toți, ia. M-au plecat de-a latul. Închideți ochii. La fel ca și data trecută, habar n-am ce ar trebui să însemne jocul ăsta. The Husk Ending. The Husk și-au deschis ochii. Habar n-am care erau celelalte endinguri. Vă invit pe voi să jucați jocul dacă aveți chef. E Close Your Eyes, îl găsiți pe Google. Nu e pe Steam, trebuie downloadat separat. E pe un site ăsta mai de indie games. În fine, nu-mi vine să cred că efectiv am uitat că am jucat jocul. Dar a fost distractiv, mi-a plăcut, m-a ținut acolo în priză. Nu m-a impresionat, au fost foarte multe puzzle-uri. Foarte multe labirinturi, labirinte. Labirintele alea prea multe, se repetă, știe, sunt aceleași elemente, oarecum. Însă e ok pentru un joc gratuit, n-ai ce să-i ceri mai mult. Dacă v-a plăcut, like și ne vedem la viitoare. Pa!